boabele de mazăre care au văzut lumea. Boabele de mazăre au crezut că lumea nu este altceva decât păstaia în care stau ele. Au fost foarte mirate când păstaia se desfăcu și au văzut lucruri nemai întâlnite până atunci. Acum, ce se va întâmpla cu noi? Se întrebară speriate una pe cealaltă. Prima dată au ajuns în mâinile unui băiețel, care a pus boabele de mazăre într-o țeavă de suflat și le împrăștie cu ajutorul ei. Una dintre ele ajunse între cele două sticle ale unui geam, unde o acoperi în timp un strat consistent de praf. În spatele geamului trăia o fetiță bolnavă. Părea că nu mai avea putere nici să moară, dar nici să trăiască mai departe. Se spunea că și așa era o minune, că supraviețuise atâta timp. Trecuse toamna, iarna și între timp venise primăvara. Într-una din zile, stând în patul ei, fetița se uită spre geam și observă că pe pervazul geamului creștea o plantă verde. Surprinsă, țipă de bucurie. Mama ei așeză patul sub fereastră să vadă planta mai bine. De-abia trecură câteva zile și la lumină planta a început să înflorească. Fetița, adunându-și toate puterile, se ridică din pat și se apropie de fereastră să mângâie floarea. Își spuse în gând: dacă ea poate să reziste aici, unde nu e pământ mult și nimeni nu-i pune apă, atunci și eu pot să rezist și să mă fac bine. Mama intră în cameră și, văzând-o la fereastră, privind floarea, spuse: tu ești mai puternică decât ea și ai putea să o îngrijești. Știi ce plantă este? Nu, o plantă de mazăre. Va face păstăi și înăuntru vor fi boabe. Astfel se vindecă fetița bolnavă.